Dubla crimă comisă la Onești de un bărbat de 68 de ani cu 4 condamnări a fost precedată de amenințări. Vorbele bărbatului n-au fost însă băgate în seamă. Asta i-a permis să acționeze în voie. Colega mea Alice a urmărit firul poveștii. Alice, ce mai e nou în ancheta de la Onești? Ioana, soția agresorului, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile în urma deciziei magistraților judecătoriei Onești. Femeia este acuzată că și-ar fi ajutat soțul să-i răpească pe cei doi muncitori. Cazul agresorului este cercetat de către procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău. Dar de ce s-a ajuns la această situație? Uite, bărbatul de 68 de ani și-a spus singur povestea în urmă cu 3 ani pe Facebook într-un videoclip. El spunea că a rămas fără apartament în urma unei executări silite, pentru care nu a văzut o decizie a instanței. Tot el spunea că a făcut plângeri către mai multe instituții din țară, dar că nu a primit niciun răspuns. Una dintre plângeri a ajuns și la IPJ Bacău, condus de Vasile Oprișan, același care a fost anchetat pentru că a spus că femeile pălmuite noaptea nu ar trebui să sune la 112 până dimineață. Ieri poliția a încercat să explice filmul evenimentului. Ce nu e clar încă în urma declarațiilor făcute ieri? Mai e de lămurit dacă avem o procedură clară în astfel de cazuri. De asemenea, nu știm cine și când ia decizia ca cei specializați să vină și să poarte negocierile. Să nu uităm că mai bine de o oră și jumătate cu agresorul a discutat chiar adjunctul poliției din Onești. O altă întrebare la care încă nu avem un răspuns este de ce bărbatul de 68 de ani a fost tratat ca o persoană inofensivă câtă vreme ei știau că are 4 condamnări penale, dintre care 3 cu violență. Asta pe lângă faptul că el singur a anunțat în primul apel la 112 că are un cuțit, iar în 2018 promisese că se va răzbuna.